Bună seara, sunt Sorina Obrejan și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O fetiță de 9 ani din capitală a fost găsită după ce ar fi fost răpită de la terenul de joacă și ținută 2 zile în captivitate, anunță poliția. În câteva zile ar putea începe lucrările de reparație în apartamentele afectate de explozia de pe Bulevardul Moscovei. Ilan Șor ar putea avea legătură cu privatizarea Air Moldova, scrie ziarul de gardă într-o investigație. Avocatul suspectat în dosarul de corupție de la Facultatea de Drept a USM va sta 30 de zile în arest la penitenciarul Pruncul. O fetiță de 9 ani din capitală dată dispărută acum 2 zile a fost găsită ieri după ce ar fi fost ținută în captivitate. Detalii despre acest caz are colega noastră Daniela Focșa. Daniela, bună seara! Bună seara, domnilor și domnilor! Poliția spune că fetița de 9 ani a fost răpită și de un individ și ținută de el. Poliția spune că deja l-a reținut și acum însă nu ne dă detalii cine este acesta și cum s-ar fi întâmplat totul. Oamenii legii precizând că vor veni cu mai multe informații luni într-o conferință de presă. Ulterior au apărut mai multe informații pe câteva site-uri unde se scrie că totul ar fi fost pus la cale de minoră și de fratele ei de 16 ani care ar fi dorit să ceară bani de la părinți prin această înscenare. Fetița a dispărut miercuri în timp ce se juca în fața blocului și părinții au observat că aceasta nu se întoarce, așa că au alertat poliția și au cerut ajutorul oamenilor să o găsească. Vreau să precizez că poliția nu ne-a confirmat versiunea apărută pe acele site-uri. Atât la acest subiect, la revedere! Daniela, mulțumesc! Un meci de fotbal cu totul special s-a dat astăzi pe un teren din capitală. Fotbaliștii au fost pacienții care au suportat transplanturi și medicii care i-au operat. Te-ai trăit mult, ce-i să faci? Parcă avem așa o speranță că nu. Nu știu, dar mă duc și eu fără de a gândi. În felul acesta i-au marcat Ziua Europeană a Donării de Organe, care va avea loc mâine. În scurt timp aflați poveștile unor oameni care au suportat cu succes transplantul. Informațiile din rapoartele Kroll sunt păstrate în secret pentru că există riscul ca adevărații beneficiari ai furtului miliardului să găsească noi mijloace de a ascunde banii. Este explicația directorului CNA și a guvernatorului BNM care au fost audiați astăzi în plen. Unii parlamentari au insinuat că și printre ei s-ar afla persoane care au beneficiat de banii furați din cele 3 bănci. Câți bani la momentul de față s-au întors? 7,74 miliarde este suma prejudiciului pe dosarele penale trimise în judecată cu identificarea beneficiarilor efectivi. 1,9 miliarde este suma prejudiciului pe dosarele aflate în anchetă cu beneficiarii identificați. Și 1,06 miliarde este suma prejudiciului unde beneficiarii finali încă nu sunt identificați. Dar eu știu concret că iacă prin aceste decizii a guvernului s-au furat acest miliard. Aceștia ocupă posturi, tot sembla sumnă în vidăm, dar miliardul nu-i. Deputații au insistat să aibă rapoartele Kroll și pe masa lor. De ce Banca Națională nu a depersonalizat raportul Kroll să fie prezentat Parlamentului pentru o analiză juridică? Banca Națională nu poate divulga acest raport. Persoanele care au comis aceste infracțiuni sunt persoane foarte inteligente, care cu orice detaliu făcut public se asigură pentru a schimba de câteva ori proprietarii de facto a bunurilor. Cel puțin deputații nu au acces la această informație. În primul rând vine din practica pentru asemenea cazuri când orice companie privată de investigație își protejează și sursele de investigație. La un moment dat, demnitarii au început să se acuze reciproc, spunând că unii dintre ei ar fi tras foloase din banii fraudați. O bună parte din aceste surse au fost achitate în formă de mită diferitor funcționari, politicieni, miniștri. Am ajuns să o vedem și pe asta. Hoțul strigă, prindeți hoțul. Mă ales dacă să ne gândim despre campania din 2014, campania electorală, și să ne gândim că
cu o mare probabilitate din banii fraudați din frauda bancară s-a făcut campania electorală a unor partide. În cadrul audierilor de azi, guvernatorul BNM a dat asigurări că o asemenea fraudă nu ar mai fi posibilă astăzi pentru că s-au luat măsuri de prevenire între timp. Acum 2 săptămâni, socialiștii au cerut ca în legislativ să vină la raport și procurorul general. Eduard Harunje n-a refuzat însă, invocând motivul că instituția pe care o conduce este independentă. În perioada anilor 2012-2014, din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost furat peste $1 miliard. Statul a contractat compania Kroll să facă lumină. Anchetatorii au constatat că în furtul miliardului ar fi fost implicate în jur de 75 de companii care ar fi acționat împreună, toate având legătură cu Ilan Șor. Raportul Kroll 2 nu a fost făcut public. Controversatul om de afaceri Ilan Șor ar putea avea legături cu privatizarea Air Moldova. Într-o investigație realizată de ziarul de gardă se arată că înainte de a fi vândută, compania a angajat persoane apropiate lui Șor, iar acesta ar avea afaceri cu cei doi moldoveni deveniți proprietari. Purtătorul de cuvânt al primarului de Orhei spune că articolul este lipsit de dovezi. Ziarul de gardă scrie că la o săptămână de la înregistrarea SRL-ului Civil Aviation Group, companie care a cumpărat Air Moldova, cei doi moldoveni care dețin cota majoritară au pus umărul la fondarea unei alte firme Avia, Airjet Company. Aici, ca și în cazul Civil Aviation Group, oamenii de afaceri moldoveni dețin 51% din acțiuni, iar o firmă britanică 49%. Firma britanică este deținută de 2 izraelieni. Potrivit ziarului de gardă, aceștia au convocat adunarea generală a acționarilor într-un oraș din Israel în perioada în care și Ilan Șor s-ar fi aflat acolo. Mai exact pe 10 august, când Curtea de Apel Cahul i-a permis acestuia să plece la tratament în străinătate. Cei de la Newsmaker au scris că atunci, de fapt, acesta ar fi sărbătorit în Israel ziua de naștere a fiului cântăreței Jasmine, soția lui Șor. Cei doi cetățeni din Israel au decis să investească în Republica Moldova, să deschidă o firmă în Republica Moldova, la data de 10 august 2018, într-un orășel din Israel, în care se afla întâmplătosul nu și Ilan Șor în acea perioadă. Am pus cap la cap aceste lucruri și din informațiile pe care le avem și din interiorul companiei, putem afirma că domnul Șor nu este străin de această privatizare. Portalul de investigație a mai scos la iveală faptul că Air Moldova a semnat un contract de consultanță cu un om din anturajul lui Ilan Șor și al Marinei Tauber, exact în perioada în care se aștepta anunțul privatizării. Din câte cunoaștem, și alte persoane care activează în anturajul acestor persoane au ajuns oficial sau neoficial la Air Moldova în această perioadă. Purtătoarea de cuvânt a primarului de Orhei ne-a spus că articolul ziarului de gardă este lipsit de probe și că va reveni mai târziu cu o reacție oficială. Articolul publicat azi mai oferă detalii despre CV-urile celor doi moldoveni și trecutul Blue Air. Air Moldova a fost scoasă la privatizare în această vară, iar pe 2 octombrie deja se anunța că unicul dosar depus a și fost desemnat câștigător. Noii proprietari au achitat 50 de milioane de lei pentru tranzacție și și-au asumat datoria de 1,2 miliarde de lei, pe care a acumulat operatorul nostru național. Economiștii de la Expert Group se întrebau anterior dacă nu cumva aceste datorii ar fi fost umflate artificial, pentru că a fost întreprindere de stat să fie vândută ieftin. Tot ei consideră că licitația nu a fost promovată destul, a durat prea puțin și nu înțeleg cum s-a stabilit că prețul de pornire pentru vânzarea Air Moldova să fie de 48 de milioane de lei. Șeful Agenției Proprietății Publice comenta că s-a ajuns la acumularea datoriilor uriașe din cauza concurenței operatorilor low cost și a majorării tarifelor la carburanți. Primarul de Orhei, Ilan Șor, este condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare pentru că ar fi spălat 5 miliarde de lei din Banca de Economii, el care controlează aeroportul Chișinău prin Avia Invest. Avocatul Viorel Berliba, suspectat că ar fi implicat în schema de corupție de la Facultatea de Drept a Universității de Stat, a primit 30 de zile de arest în penitenciarul Pruncul. El se declară nevinovat. Avocații săi spun că vor contesta decizia judecătorilor. Cetățenii Berliba Viorel în penitenciar numărul 16, Pruncul, al administrativului sau a penitenciarilor. Viorel Berliba, care a fost și apărătorul lui Vlad Filat, susține că este un dosar fals și că decizia instanței ar fi abuzivă. Spun încă o dată că n-am luat de la nimeni bani, nu am dat nimănui și nu sunt nici eu, nici domnul Brânză vinovat în careva acte de genul ăsta. Noi am instruit și am educat studenții în spiritul respectării legii, nu a încălcării.
Avocații acestuia spun că vor contesta decizia luată astăzi de judecătoria Chișinău cu sediul la Buiucani. S-a solicitat să se ridice mai multe acte în vederea demonstrării faptului că nu prezintă niciun pericol pentru societate. Mai mult că atât este doctor habilitat și nu ar putea să influențeze pe nimeni, dar din păcate s-a emis încheiere de arest. Procurorul de caz, Victoria Furtuna, a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Decizii instanței și de ce este necesară în cazul acesta? Haideți să facem în felul următor, cu detalii o să intervin în serviciul de drept sau procuraturii. Ieri și decanul Facultății de Drept de la USM, Sergiu Brânză, a primit 30 de zile de arest în izolatorul CNA. Acesta însă nu a fost prezent la ședința de judecată, întrucât, potrivit avocatului său, el s-ar fi simțit rău. Sergiu Brânză și Viorel Berliba au fost reținuți marți de ofițerii anticorupție. Decanul de la Drept, dar și fostul avocat al lui Vlad Filat, sunt suspectați într-un dosar de corupție. Ambii neagă acuzațiile. Cei doi ar fi luat bani ca să verifice și să accepte teze de doctorat, spun procurorii. Se așteaptă înghețuri în următoarele zile. Meteorologii spun că în zonele joase noaptea vor fi până la minus 2 grade. Codul galben emis în acest sens intră în vigoare mâine și este valabil până marți. În rest, vremea se menține destul de caldă. Duminică de hram vom avea soare și 20 de grade în capitală, iar noaptea minimele ajung la 8 grade. Tânărul suspectat că ar fi ucis-o pe jurnalista Victoria Marinova va fi extradat în Bulgaria. Autoritățile germane au anunțat că individul va fi trimis în țara sa de origine în cel mult 10 zile. Între timp, Victoria a fost condusă astăzi pe ultimul drum, iar la funeralii au venit sute de persoane. Familia, prietenii, dar și numeroși oficiali au venit să-și ia rămas bun de la jurnalista Victoria Marinova. Ceremonia funerară a avut loc la o biserică din orașul Ruse, iar presa străină scrie că sute de oameni au fost prezenți. Ziarista în vârstă de 30 de ani a fost violată și ucisă sâmbătă trecută. Un tânăr de 21 de ani, identificat drept Severin Karasimov și arestat marți seara în Germania, a recunoscut că sub influența drogurilor și alcoolului a lovit victima și a aruncat-o într-un tufiș. Acesta însă a negat că ar fi violat-o și că ar fi încercat să o ucidă. Autoritățile din Germania au anunțat că îl vor extrada pe suspect în maxim 10 zile. Victoria Marinova este al treilea jurnalist de investigație asasinat într-o țară din Uniunea Europeană în ultima perioadă, după o femeie din Malta și un bărbat din Slovacia. Când viața îți oferă a doua șansă, trebuie să profiți din plin de ea, și-au spus oamenii care au suportat transplant de organe, iar intervențiile au avut succes. Mai mulți pacienți s-au întâlnit cu medicii care i-au operat, dar nu la spital, ci pe terenul de fotbal. În felul acesta au marcat Ziua Europeană a Donării de Organe, care va avea loc mâine. L-am cunoscut pe Mihai Matei pe terenul de fotbal. La cei 60 de ani este într-un pas cu toți colegii săi, care sunt de două ori mai tineri decât el. Văzându-l, cu greu îți poți imagina că bărbatul trăiește cu un singur rinichi, pe care l-a primit de la o altă persoană. Te-ai trăit mult, ce să faci? Parcă avem așa o speranță că nu. Dar mă duc și eu fără de a gândi. Eu cred că așa am noroc, cred că. A avut o afecțiune a rinichilor încă pe când era în armată și de atunci făcea dializă, o procedură care practic îl lega de spital. Abia acum câțiva ani a aflat că un transplant îi poate schimba viața. Timp de jumătate de an a așteptat un donator, iar în primăvara lui 2016 a fost operat. V-ați imaginat că așa după intervenție să mergi pe teren să jucați fotbal? Nu m-am gândit. După cum a fost, nu m-am gândit. Ce să faci? Eu fac o leacă de fizicultură, dar gimnastică fac. Oamenii trebuie să aibă speranță. Și s-a reîntâlnit pe terenul de fotbal cu medicul, în mâinile căruia și-a încredințat viața. Niciunul dintre ei nu a crezut că pacientul va fi într-o formă atât de bună la doar 2 ani după operație. El a fi al profesor de fizică, din câte eu țin minte. El acum e modest, el activează încă în continuare, s-a reangajat la serviciu, face lecții cu copiii. Și aici eu am trăit oarecum și emotiv perioada post-operatorie și perioperatorie inclusiv. Deci, dar acum sunt foarte bucuros că l-a revăzut domnul Mihai. Da, sigur. Mai mulți pacienți și medici au dat întâlnire la meciul de fotbal de azi și au marcat astfel Ziua Europeană a Donării și Transplantului de Organe, care va avea loc mâine. Deși nu-i cunosc pe donatori, oamenii spun că le vor rămâne recunoscători toată viața. Nu face de râs, era rău. S-a picat cretinina, ureia în sânge. Probleme mari erau. Nu
după cum am început să fac transplantul, am făcut transplantul, e mai bine. Pot să muncesc cât de cât măcar. Înainte de a primi un rinichi nou, Constantin a fost și el nevoit să facă dializă, ceea ce înseamnă că nu putea să muncească și să ducă un mod activ de viață. Acum totul s-a schimbat. Un pic de lucru în jurul casei, copiii, să ne jucăm, să alergăm. Curăm, ne s-a permis a doua șansă să putem să revenim la viață. Dacă în 2011 în țara noastră au fost efectuate doar două intervenții de transplant, anul acesta peste 30 de oameni au primit organe noi. Chiar și așa, încă 10 de pacienți se află pe listele de așteptare și speră că într-o zi vor găsi un donator potrivit. Nu există transplant fără donare, este adevărat. Atunci când vrei să transplantezi, să vezi o viață de om, dar nu ai organul, nu ai ce faci. Deci este important ca lumea să cunoască și atunci când coordonatorii noștri discută cu familiile celor care sunt în poziția de a accepta donarea de organe, să cunoască despre subiect și să accepte donarea mai ușor. În Republica Moldova pot fi efectuate doar transplanturi de rinichi, ficat și cornei. Are o afacere care înflorește anul împrejur. Vorbim despre o femeie din Comrat care și-a amenajat acasă o seră unde crește crizanteme. Frumoasele mele sau îndrăgitele mele, păpușelele mele, când o să creșteți, când o să fiți mari, vorbesc cu copiii mei. Femeia se bucură că are parte de flori, nu doar de sărbători, iar cel care o ajută este soțul. În câteva minute facem o tură prin grădina multicoloră. Reparația apartamentelor distruse de deflagrația de la Râșcani ar putea începe în câteva zile. Astăzi, muncitorii au reparat balustrada de la etajul unde s-a produs explozia. Între timp, sinistrații continuă să vină la fața locului. O femeie care a rămas doar cu hainele de pe ea și papucii de casă aștepta și azi să-i se permită să-și ia măcar ceva din interior. Ludmila Conceară își amintește cu groază seara în care viața practic i s-a schimbat. Ea locuia la etajul 16, în apartamentul de lângă cel unde a avut loc deflagrația. Acum tot ce mai are din casa în care a trăit 28 de ani este doar o pereche de pantaloni și o bluză, în care a reușit să scape în noaptea tragediei. Ușa nu mai este, nici la un apartament de etajul 6 nu sunt uși. Eu m-am coborât cu scara în etajul 15 și norocul meu că am văzut un băiat tiner. Eu am dormit la mama lui, la scara vecină. Iată, și atât, scurta mamei lui Sergiu, fix așa de dașii, a fost în papuci de casă. Gata, nu mai pot. Femeia este internată la Institutul de Medicină Urgentă pentru tratament, însă cu permisiunea medicilor vine la blocul unde s-a produs explozia și așteaptă să-i se permită să intre în locuință. Ludmila povestește că în această vară apartamentul său arăta ca nou după ce a făcut reparație. A schimbat și geamurile, care acum nu mai sunt. Însă pierderea cea mare este pianul, la care mai cânta când se simțea singură, familia sa fiind plecată în Rusia. Acum am nevoie, că nu am acces în apartamentul meu. Dar mai departe o să vedem ce. Totuși, nădejduiesc că primăria ne ajută. În primul rând, primăria ne ajută în reparația apartamentului și mă duc mai departe. Să evacuez pianul undeva pe loc, unde el nu va fi dezacordat totalmente, să-l aruncăm. Chiar dacă a pierdut multe, femeia spune că va găsi puteri să-și refacă viața. Eu mă gândesc despre lucrul pozitiv. Fără prezența noastră, aici problemele stau pe loc. Și așa noi venim aici și începem să ne strângem, să hotărâm problemele noastre. De plâns foarte ușor, de făcut ceva pozitiv mult mai greu și puterile trebuie să fie mai mult decât de plâns, doar de plâns. Între timp, femeia în apartamentul căreia s-a produs explozia rămâne internată la Institutul de Medicină Urgentă în stare gravă. Potrivit poliției, zona unde a avut loc deflagrația este supravegheată de carabinieri, iar intrarea la etajul 16 este interzisă. Astăzi au avut loc lucrări de reparații a balustradei de la etajul 16. Fluxul de oameni s-a micșorat. După finalizarea expertizei, vor începe lucrările de restabilire și reparație apartamentelor. Acestea vor fi gestionate de doi agenți economici, potrivit reprezentanților Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Explozia s-a produs sâmbătă seara în blocul de pe Bulevardul Moscovei. 4 persoane, printre care și un copil de 4 ani, au murit. Deflagrația ar fi fost provocată de o butelie de gaz, spun pompierii.
Introducerea sintagmei de integrare europeană în Constituție rămâne încă în aer după ore întregi de dezbatere aprinse în Parlament. Votarea a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Opoziția spune că guvernarea nu face decât să mimeze dorința de aderare la UE, în timp ce democrația acuză opoziția că dezbină societatea. Eu vreau să trăiesc aici, în țară, și să-mi cresc copiii în așa fel încât cu viziunea europeană. Din rezoluția Comisiei pentru Afaceri Externe, puterea judecătorească este extrem de coruptă. Este o învinuire majorității parlamentare, guvernării, privind uzurparea puterii de stat. Cum o să înțeleagă cetățenii? Lăsați Partidul Democrat și guvernarea cumva se vor descurca, inclusiv cu mesajele care vin de la Bruxelles și restul. Ce ține de legitimitatea acestei puteri, legalitate și uzurpare, nu astăzi discutăm despre acest lucru. Aceste propuneri de modificare a Constituției nu le facem pentru guvernarea astăzi, dar le facem pentru generațiile care urmează. Introducerea sintagmei de integrare europeană în Constituție a stârnit reacții acide și comentarii dăioase. Dorim să ne atrageți pe noi într-un joc preferat al liderului dumneavoastră de partid, jocul geopolitic. Înțelegem, domnule Candu, că sunteți în criză de idei, dar nu manipulați la nesfârșit cetățeanul. Dacă introduceți această prevedere în Constituție, asta vă spune că nu mai există pluralism de opinie și persoana, cetățean care promovează alte idei sau este eurosceptic, ce va însemna asta? De ce nu facem referendum? Deoarece în această sală sunt reprezentanții cetățenilor și a poporului, precum sunteți și dumneavoastră. Și Constituția și legislația permite ca să se facă astfel de modificări. Și noi respectăm legea întocmai. Constituția nu trebuie să fie formată din emoții și din dorințele de astăzi și dorințele unor grupuri. State, consultația cu cetățenii, domnul Candu, este normă europeană. Nu vor costa nici 2 bani aceste prevederi, peste ceva timp. Nimic nu e veșnic pe pământ. Noi am văzut imperii care s-au distrus. A urmat un șir de luări de cuvânt. Coaliția de la guvernare și opoziția și-au aruncat reciproc acuzații. Dezbaterele pe seama acestui subiect au ținut ore bune pentru ca în final procedura de vot să fie lăsată pentru următoarea ședință a legislativului. Confruntarea politică și frustrările au prevalat față de interesul național al Republicii Moldova. Democrații au propus ca preambulul Constituției să fie completat cu un aliniat care stipulează că aspirațiile Republicii Moldova sunt cele de integrare europeană. De curând, partidul de la guvernare s-a declarat pro-Moldova. 4 persoane, dintre care 2 copii, au ajuns la spitalul din Telenești după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat pe șosea. S-a întâmplat în această după-amiază. Potrivit poliției, șoferul de 34 de ani a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a derapat de pe drum și a ajuns cu roțele în sus. Cei 2 copii răniți au 9 și respectiv 11 ani. Poliția va stabili cum exact s-a produs accidentul. Propunerea ca judecătorii să fie aleși de popor seamănă mai mult cu un banc electoral și nu va fi dusă până la capăt, au spus deputații PLDM Vadim Pistrinciuc și PSRM Vasile Bolea. Fiind invitații de aseară la emisiunea În profunzime, aceștia au discutat despre relația Moldovei cu UE, dar și campania electorală pentru parlamentarele din februarie. Partidul Democrat însărcinează Comisia Juridică. E în regulă? Poate numai mie mi s-a părut că nu e în regulă. Probabil vi s-a părut. Decizia politică a fost luată la partid. Parlamentul astăzi a inițiat această procedură. Nici nu au posibilitatea să o implementeze, deoarece este nevoie de 6 luni de zile. Parlamentul expiră mandatul în curând, în câteva luni. Asta deja dacă va fi posibil doar în... În sens că viitorul Parlament va trebui să aprobe exact. Deci ceva pe... De unde garanția că un judecător ales de cetățean își va face meseria în mod independent? Atâta vreme cât ne uităm ce presiuni se fac asupra justiției. De ce trebuie să schimbăm sistemul, dar nu să reformăm clasa judecătorilor? Iată, noi tot reformăm de 20 de ani sistemul
L-am reformat prost. Rezoluția Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Moldova e capturată de interese oligarhice, cu concentrarea puterii economice și politice în mâinile unui grup mic de oameni care își exercită influența asupra Parlamentului, Guvernului. Să spunem mulțumesc Maia Sandu, Năstase și compania, pentru că au denigrat Republica foarte Moldova. Bine. Când asta duceți în vinuiri 28 de țări, că ei ascultă de mine, eu aș fi tare bucuros să asculte de mine. Eu cred că noi în altă situație. Este foarte simplu. Da, este sigur. Vorba de grupul politic la care sunteți afiliat și iată o luptă între două grupuri politice. Uniunea Europeană are totuși o misiune diplomatică la Chișinău și în primul rând de aici se informează mai mult decât de la domnul Pistrinciuc sau alții, sau Maia Sandu sau Andrei Năstase. Mergem mai departe. Noțiunea de integrare europeană în Constituție. O idee care a venit tot de la Partidul Democrat. Vrem să punem punct o dată și pentru totdeauna, să fie foarte clar că noi, vectorul nostru de dezvoltare strategică este integrarea europeană. Da. În preambulul acestui acord de asociere, el începe foarte clar cu anumite condiții care trebuie să le respecte Republica Moldova. Da? Valorile europene, drepturile omului. În ultimul an de zile aveam critici fără precedent. Fără precedent, repet, ce înseamnă că nu asta este nevoie. Ci dacă se impun în frunte și îmi spun mai multe drapele, o să produc integrarea europeană? Nu. Domnule Bolea, dumneavoastră ați început deja campania electorală, practic. Sunteți candidat pentru Botanica, pe circumscripția Botanica, am înțeles, da? Eu vreau să văd cum va veni la mine acasă să înceară votul. Și, chiar îl aștept. Domnule Sârbu, așteptați un pic. Exact, Sergiu, la tine acasă n-am să merg, ne dăjdeosea. Consultăm membrii noștri de partid, simpatizanții noștri referitor la acele candidaturi care ei ar vrea să le vadă în circunscripția X sau Y. Dumneavoastră veți candida? Eu am anunțat anterior că m-aș abține să candidez. De ce Partidul Democrat vorbește despre reparația acestor drumuri de parcă ar face un act de caritate, când de fapt această reparație se face din banii publici, din banii cetățenilor? Zdraste priehali. Da, petare de trandafiri și pandici albastre. Din cauza că anume guvernarea asumată de Partidul Democrat începând cu 2016 a depus efort maxim pentru a disciplina și fiscal și vamal, avem creștere la buget de 20-20 ceva de procente. Aveau posibilitatea să facă. Timp de 7 ani s-au construit de 10 ori pe de fapt toți cei care sunt aleși și au ajuns. Chiar vă las să vă lăudați cu aceste drumuri. Că nu mă laud. Haideți să mergem în teritoriu să vedem oamenii merg. Deci voi asta este problema voastră, că vă la 400 sau la 600 de metri de drum faceți acolo o horă parcă ați făcut un autoban. Știți că încă o dată repet, așteptăm răspunsul de la domnul Plahotniuc pe care l-am invitat în mod repetat la această emisiune. Avem întrebări pentru domnia sa. Vindeau droguri prin intermediul rețelelor de socializare. Oamenii legii au reținut 8 bărbați din capitală care s-ar fi ocupat cu asta. Polițiștii susțin că i-au urmărit pe suspecți timp de 2 luni, iar după ce au adunat probe, au pus mâna pe ei. În mașinile, dar și în locuințele bănuiților, au fost depistate mai multe tipuri de droguri în valoare de 75.000 de lei. Bărbații riscă până la 15 ani de închisoare. O femeie din Comrat crește în seră amenajată acasă, crizanteme frumos mirositoare. Spune că visa mereu la o afacere colorată, care acum înflorește la propriu. Cu ajutorul unui grant european, acesta a reușit să cumpere diferite soiuri de crizanteme multicolore. Angela Hortolomei nu are parte de flori doar de sărbători, ci se bucură de ele tot anul împrejur. În spatele casei sale și-a amenajat o seră unde a plantat crizanteme. A instalat un sistem de irigare și unul de încălzire pentru ca iarna florile să reziste. De mic, la noi, la părinți, fiecare avea grădinuța lui. Și la noi tot timpul între copii era o concurență, cu grădinuța de flori mai frumos. Recunoaște că munca pe care o are este migăloasă, dar spune că nu ar renunța la ea pentru nimic. La început e foarte mult lucru, fiindcă până pregătești terenul. La început el e foarte, foarte ginga și trebuie și mai multe îngrijiri. Să tragi atenție la frunze, că să nu se încălbinească, că atunci când se încălbinesc frunzele ne spune că au o lipsă de un element chimic. I-a luat ceva timp ca să învețe cum să aibă grijă de flori, astfel încât acestea să nu se usuce. După ce le-am plantat, odată, la 2-3 zile tragem atenție la frunze. Că atunci când planta suferă, frunza ne spune tot. Dacă apar unele vinișoare, ne spune de o boală oarecare. Apare un parazit, de acum noi trebuie să știm cu ce să ce să-i stropim. Frumoasele mele sau îndrăgitele mele, păpușelele mele, când o să creșteți, când o să fiți mari, vorbesc ca copiii mei.
Cel care a încurajat-o în mica sa afacere este soțul. Bărbatul spune că și lui îi plac florile foarte mult. Eu în familie am 5 flori foarte frumoase. Una mai mare, asta e soție, 4 copilași. Și mie, ca bărbat, îmi plac florile, frumos arată. Copilașilor le plac. Sădim, răsădim, mai schimbăm, ne bucurăm. Și atunci când Angela nu reușește să îngrijească de flori, bărbatul îi sare în ajutor. Florile, permanent a fost ceva frumos care lină sufletul, inima. De ce ne-am decis ca să fie... Nu știu dacă aș putea chiar să o numesc o afacere de familie, nu știu. Dar este o îndeletnicire, o plăcere chiar. Ceea ce facem noi din suflet. Femeia spune că afacerea sa înflorește la propriu și are deja clienți fideli care vin să cumpere crizantemele colorate. Clopote de nuntă au răsunat astăzi în Marea Britanie, unde prințesa Eugenie, nepoata reginei Elizabeta, s-a căsătorit cu un om de afaceri. Câți invitați au fost la ceremonie, dar și cum arată rochia purtată de mireasă, vedeți în câteva clipe. A educat 20 de generații de copii, iar asta o face mândră. Vorbim despre o educatoare din Bălți care își dedică tot timpul picilor de la grădiniță. Pentru munca și efortul depus, femeia a obținut locul 3 la concursul național Pedagogul Anului. Totuși spune că cel mai mare premiu pentru ea este dragostea copiilor. Я воспитатель, и новый день всегда начинается со слов «Здравствуй, мой хороший, я рада тебя видеть». Навстречу мне распахиваются детские глаза, полные радости и доверия. Irina Limar este educatoare la grădinița Bucuria din Bălți, iar asta îi aduce multă bucurie în fiecare zi. Femeia spune că a ajuns întâmplător la această instituție. Здесь самое главное – любовь. Как бы банально это ни звучало. Любовь ко всем детям, принимать их такими, какие они есть. Получить удовольствие от того, что ты их чему-то научил. În ultimii 20 de ani a educat mai multe generații de copii la care ține foarte mult. Я работаю постоянно на старшей группе, и к нам приходят дети из средней группы. Помню каждого. Не считала общее количество, но помню каждого. Каждого. Николаевна самая лучшая воспитательница. Она очень хорошая. Мы с ней весело проводим время. И играем, и танцуем. Она нам сказки рассказывает. И Николаевна добрая. У нее очень интересные занятия. Всегда очень веселые. Приходим в детский сад. Очень много занимаемся и рисуем в тетрадках. Părinții copiilor apreciază munca pe care o depune educatoarea. Я как родитель восхищаюсь ее отношением к нашим детям. Старается найти подход каждому из них. Anul acesta Irina Limar a participat la concursul național Pedagogul Anului și a ocupat locul 3 la categoria Educatorul Anului. Un tren de mare viteză cu 500 de pasageri la bord a luat foc în această dimineață pe o cale ferată din Germania. Două vagoane au fost cuprinse de flăcări, unul fiind distrus. Oamenii au fost evacuați la timp și nimeni nu a avut de suferit. Trenul de mare viteză a luat foc din mers la o oră de vârf, așa că era plin cu pasageri. Din imagini se vede cum două dintre vagoanele garniturii sunt în flăcări, iar pompierii încearcă să stingă incendiul. În paralel, salvatorii au evacuat în grabă 500 de oameni care se aflau la bord. Toți au fost adăpostiți la un centru comunitar din apropiere, iar apoi transportați cu autobuzele la destinație în orașul Frankfurt. De ce a izbucnit focul deocamdată nu este clar. După incident, o linie de cale ferată a fost închisă, iar trenurile au circulat cu întârziere. Totodată, din cauza fumului dens, circulația pe o autostradă a fost interzisă. În lipsa premiului Nobel pentru literatură, Academia din Suedia s-a gândit la o soluție, a decis să ofere noul premiu pentru literatură, care a fost obținut de o scriitoare franceză. Pe lângă laude, aceasta s-a ales și cu un cec de aproape 100.000 de euro. The winner of the new Academy Prize in Literature 2018 is Maryse Condé from Guadeloupe.
Scriitoarea franceză, al cărui nume s-a aflat de mai multe ori pe lista favoriților la Premiul Nobel, a obținut astăzi noul premiu pentru literatură. Distincția a venit la pachet cu un cec în valoare de 97.000 de euro. În operele sale e descrie ravagile colonialismului. Născută în februarie 1937, Maris Condé a publicat peste 30 de romane care vorbesc mai ales despre sclavie. Je suis très heureuse et très fière. Crearea acestui premiu a fost anunțată în primăvară, odată cu înființarea noii academii de către 100 de personalități din Suedia, după ce Academia Suedeză a decis să amâne cu un an atribuirea Premiului Nobel pentru Literatură. Asta din motiv că instituția a fost cuprinsă într-un scandal uriaș după ce soțul francez al unei academiciene a fost acuzat în toamna anului trecut de către 18 femei, că le-ar fi hărțuit, agresat și violat. La începutul lunii octombrie, acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Au răsunat clopote de nuntă astăzi în Marea Britanie. Prințesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elizabeta, s-a căsătorit cu logodnicul său, un om de afaceri. În jur de 1200 de persoane au fost invitate la ceremonie. Prințesa Eugenie și omul de afaceri Jack Brooksbank s-au căsătorit la capela St. George de la castelul Windsor. După ceremonie, mirii au făcut un tur în calească în fața mulțimii. Mireasa a purtat o rochie albă cu trenă foarte lungă la care a asortat o tiară cu diamante și smaralde, împrumutată pentru acest eveniment de la regina Elisabeta. Partea din spate a rochiei a fost croită astfel încât să nu-i ascundă cicatricea unei operații pe care a suferit-o la vârsta de 12 ani, când a fost diagnosticată cu scolioză. Astfel, prințesa a vrut să-și arate respectul față de oamenii care au avut grijă de ea, dar și sprijinul față de persoanele care suferă de aceeași boală. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank au o relație de 7 ani și s-au logodit într-o vacanță în Nicaragua la începutul lunii ianuarie. Prințesa este a noua în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii. În luna mai, tot la castelul Windsor, s-au căsătorit prințul Harry și actrița Meghan Markle. După ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin, campionul UFC Khabib Nurmagomedov a fost primit călduros și de liderul Republicii Cecene, care i-a dăruit un Mercedes pentru că l-a bătut pe luptătorul irlandez. Ramzan Kadyrov i-a oferit și titlul de cetățean de onoare al orașului Groznei. Revenim cu detalii la sport. Cel puțin 31 de oameni au murit în Uganda în urma unei alunecări de teren provocate de ploile torențiale. O localitate de la poalele unui munte a fost afectată, iar mai multe persoane sunt date dispărute. Astfel, autoritățile cred că numărul victimelor va crește. Alunecările de teren au afectat o așezare de mici dimensiuni situată la poalele unui munte. Bolovani uriași și noroi au acoperit și distrus mai multe locuințe. Numărul persoanelor dispărute nu este cunoscut deocamdată, iar eforturile de salvare au fost îngreunate de ploile neîntrerupte, care au blocat drumurile și au făcut zona inaccesibilă. We haven't estimated the number of those who are missing. Zona montană aflată în apropierea frontierei cu Kenya este predispusă la alunecări de teren și a mai fost afectată în ultimii ani de accidente similare. România este la prima victorie în Liga Națiunilor UEFA. Echipa lui Cosmin Contra a învins-o pe Lituania cu 2-1. Tricolorii au smuls în prelungiri cele 3 puncte. România a deblocat tabela de scor la Vilnius deja în minutul 13 prin Alexandru Chipciu. Lituanienii au avut puține ocazii de gol, dar au reușit să egaleze pe final de partidă. Totuși, echipa română a plecat acasă victorioasă. În al 4-lea minut de prelungiri, Alexandru Maxim a driblat un fundaș în careul advers și a marcat golul de 2-1. Cel mai important este că am rămas concentrat până la final, am avut puțin noroc în ultimele minute. Mă bucur că băieții nu au renunțat și am reușit să câștigăm în ultimul minut al prelungirilor. Și asta arată că
în caracterul băieților. În celălalt meci al grupei, Serbia a bătut Muntenegru cu 2-0, sârbii conduc în grupă cu 7 puncte, iar România are 5 puncte la activ. Tot aseară, într-o grupă din eșalonul superior al Ligii Națiunilor, Portugalia a învins Polonia în deplasare scor 3-2. Andre Silva și Bernardo Silva au înscris câte un gol pentru lusitani, iar fundașul polonez Glik a marcat în propria poartă. Două luni după gratii pentru fotbaliștii ruși Alexandr Kokorin și Pavel Mamaev, o judecătoare din Moscova a stabilit pedeapsa aseară, iar avocații sportivilor vor ataca decizia. Totul după ce pe 8 octombrie Kokorin și Mamaev au bătut un politician rus într-o cafenea. Oficialul le-ar fi făcut observații pentru că erau gălăgioși, iar fotbaliștii l-au luat la pumni. Cu o oră până la acel incident, sportivii au agresat șoferul unei jurnaliste de la Pervi Canal. Spectacol la deschiderea noului sezon al Euroligii de basket, CSKA Moscova a bătut-o pe Barcelona cu 95-75. Totodată, Real Madrid, deținătoarea 10 titluri de campioană, și-a câștigat meciul și a acumulat 109 puncte. CSKA Moscova, de 7 ori campioana Euroligii în trecut, a început noua ediție a turneului cum nu se poate mai bine. Americanul Corey Higgins și francezul Nando De Colo au fost vedetele militarilor în partida cu Barcelona, iar la pauză formația rusă a condus cu 51-29. Catalanii au redus din diferență în a treia repriză, însă nu mai mult de atât. CSKA a dominat finalul meciului și s-a impus clar, scor 95-75. Oh, what a pass! Oh, the pass was so delightful! The pass to the backdoor cutter! Tot aseară, campioana în exercițiu Real Madrid a obținut și ea o victorie spectaculoasă. Blanco s-a învins formația turcă, Darușafaka, scor 109-93. Taxi's fouled on the attack. Oh! Facu Campazzo! What a finish! În total, 16 echipe vor juca în noul sezon al Euroligii de basket, în format fiecare cu fiecare, cu meciuri acasă și în deplasare. În play-off se vor califica 8 echipe. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Vocea României. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă și un weekend minunat!